Își izolează lumea casele foarte bine. Problema este că le-au făcut destul de prost la început și acum încearcă să repare și e mult mai greu să repari decât să faci bine de prima dată. Dar ne-am lovit de treaba asta când au început să vină facturile din ce în ce mai mari la energie și ne-am dat seama că trebuie să schimbăm ferestre, să punem ferestre de calitate din prima, pentru că sunt cele mai importante piese de la o casă. Și în momentul când ți-ai dat seama că sunt proaste, nu poți decât să le schimbi și asta necesită foarte multă manopere și foarte mult deranj. Pe partea de fundație, iar e foarte importantă și odată făcută prost, nu mai poți să mai faci nimic acolo și na, lucrurile pot continua. Fundația, din păcate, este încă percepută, și o să parafrazez. Ce ți-a păcat, domnule, atâta fier aici? Ce faci, bloc? Da? E nebun arhitectul ăla. Fundația nu este doar despre rezistență. Da? Fundația este despre relația cu pământul, este o suprafață mare prin care se poate pierde multă energie. Noi deocamdată trebuie să ajungem să înțelegem că fundația trebuie să ajungă până la 90 de centimetri, care în principiu în România e adâncimea de îngheț. Găsim multe case care în continuare sunt la 50, 60 sau cât s-a putut.